ligii acum. Se puteau, poate, se putea găsi o dată și pentru, pentru 2017, mă gândesc. Da, în aceste condiții, cu probleme care există, iată, la nivel de infrastructură în campionatul nostru. În cealaltă semifinală, știți cu siguranță, se înfruntă Dinamo și Steaua. Ce rău cade aici, Drăghici. Despre asta vorbeam la începutul meciului. Ce șpagat. Inghinal, ce mișcare bruscă. Ce mișcare bruscă. I-a fugit piciorul, pur și simplu. Da, și în curând nu-i vom mai recunoaște pe... Nu a fost Străuț. Străuț, nu Drăghici. La Inghinal e probleme. Deja a început meciul de aproape 5 minute și cred că s-au jucat maxim 2. Este o pur și simplu o comedie ceea ce se întâmplă. Și păcat că nu se pune odată piciorul în prag. Nu se iau măsuri. Până la urmă și faptul că s-a dat cu ureie pe gazon. Pădrariu centrează, se cere hands. Se dă. Și este penalti. Penalti. E penalti pentru Timișoara. Au o centrare din partea stângă dată de Vădrariu. Artean a confiscat mingea. Bate bine penaltiurile. Are 2 goluri în campionat, ambele de la 11 metri. E, Timișoara una dintre echipele care au primit cele mai multe lovituri de la 11 metri în sezonul în curs. Iată ce fază care, mă rog, nu anunța nimic. Marius Constantin îi arată tricoul. Foarte puțin îi atinge mâna. Trage Artean și e gol! 1-0 pentru ACS Poli. Ghicise colțul Mingote, dar a bătut plasat Artean. Se înscrie repede în această partidă. Se înscrie repede 1-0 pentru echipa care are mai multe șanse până la urmă de a ajunge să dispute finala Cupei Ligii, pentru că ASEA Târgu Mureș e în continuare pândită de faliment. S-a amânat până în ianuarie acea decizie, au primit doar o amânare Târgu Mureșenii, dar în continuare îi paște pericolul falimentului. De văzut... Da, nu e chiar e atât de clar. Da, nu e chiar atât de clar Hențul pe ultima reluare. Croitoru, întâmpinat de Mendy, bună pasa pentru Artean, din prima îi trimite lui Bărbuț, iese Mingote în fața porții, Gabi Matei acordă corner. Foarte nervoși jucătorii pentru că nu-și pot ține echilibrul pur și simplu. Mingote care a luat contact cu suprafața dură de joc și... Da, numai portar să nu fii. Foarte bună această pasă pe culoar pentru Bărbuț. Momentul în care alunecă Mingote. Și portarii pot utiliza acel echipament cu burete. Îi trebuie de hockey. Îi trebuie un echipament de hockey. Centrarea lui Gabi Matei e bună. Cucu, rea cu capul, Ciolacu, gol! Este gol marcat de ASEA Târgu Mureș prin Andrei Ciolacu, 1-1. Da. Cei mai expuși sunt fundașii, pentru că dacă nu te poți redresa, nu-ți poți găsi echilibrul, iată ce se întâmplă. Nu era o minge care să pună prea multe probleme, însă Ciolacu profită de acea întoarcere greoaie. Și cred că Ceroni sau Scutarul, să ia să vedem cine a fost acolo. Atât pe Cucu. Faza e bună până la urmă, frumoasă, cu centrarea lui Matei. Lovitura de cap a lui Cucu. E întâmplare că a vrut să dea la poartă și a lovit mingea cu umărul. Bine, nu mai contează. Este un triunghi câștigător. Răghici. Cere mingea Croitoru. Primește Artean, bară! Ce noroc are Mingote la șutul lui Artean. Ocazie mare pentru Timișoara de a face 2-1. A jucat mai bine Timișoara în această primă repriză. Mingea putea să lovească în spate pe Mingote și să intre în poartă. Excelent lovește balonul cu interiorul Artean.
Înge cu pământul. Un șut gândit. 1-1. Gabi Matei și el convinge lungă, respinge Străuznu foarte bine, Vlad Morar și Straton. Nu a fost Rus și nu Morar. Și a reușit să dea din întoarcere. Bun, bonjonul lui Straton. Cum ar fi fost să-i degajeze mingea în cap? Scutaru. Aici ocazie și este gol. Drăghici face 2-1. 2-1 pentru Timișoara în minutul 62. A scăpat pe zona centrală singur cu portarul Octavian Drăghici. Imediat vom revedea această fază. Ia și cartonaș galben pentru că și-a dat jos tricoul. Sincer, mi se pare stupid să-i galben, măcar dacă ai un mesaj pentru cineva, să știi pentru ce primești galbenul. Da, e prima manșa abia, nu știu. Deci atât n-am înțeles. E adevărat, acolo în euforia momentului, iată ce greșeală face Marius Constantin. Mai devreme s-a complicat Gabi Mureșan, acum e rândul lui Marius Constantin, jucător cu multă experiență. Spuneam, în campionat a dat 4 goluri cu contractul. Iar clubul a trebuit să mai plătească și 100.000 de euro. Iorente! Este gol! Gol marcat de Timișoara, 3-1. Cam din aceeași poziție a marcat și Drăghici. Pe zona centrală, față în față cu portarul Mingote. Și iată ACS Poli la acest scor foarte aproape de a juca pentru un trofeu. Sunt și niște premii în bani destul de bune pentru atingerea finalei sau pentru câștigarea ei, dacă nu mă știu, 500.000 câștigarea trofeului. Da, sunt bani buni. Da, sunt bani buni. Cum? Iată ce pasă bună primește de la Drăghici. O pasă excelentă dată de Drăghici pentru Iorente, preluare frumoasă. Mingote nu are nicio șansă. 3-1, se desprinde Timișoara. Dejan, urmărim pe Cucu, Ursu, centrare și gol! Gol marcat de Ciprian Rus. 3-2 pentru Timișoara. Sunul de 4-1, se face. Iar Rus, care ne arată că are calitate. Un atacant care merită băgat mai mult în seamă în viitor, acest Ciprian Rus. Are viteză, are... Careu respinge Șeroni. Să vedem dacă vor duce la capăt acest contraatac bănățenii. Popovici se duce de unul singur. Popovici, extraordinară cursa. Popovici, este gol! Gol Timișoara, 4-2 în minutul 95. Iar echipa lui Ionuț Popa, îndrăznesc să spun, este ca și calificată în finala Cupei Ligii. Spuneam că e un jucător de contraatac foarte bun, Alexandru Popovici. Este și proaspăt, a avut energie să ducă la bun sfârșit această cursă. Și a plecat direct la vestiare? Da. L-am văzut și pe Adrian Neaga acolo. Atunci și o problemă între ei și Ionuț Popa. Poate vom afla mai multe la finalul partidei. S-a terminat meciul.